Un copil în vârstă de un an și 8 luni a murit după ce a fost lovit în cap de grindină. Alte, aproximativ 50 de persoane, au anunțat că au fost rănite, suferind vânătăi și chiar fracturi, în urma unei furtuni violente care a durat 10 minute. Conform Digi24, grindina a distrus acoperișuri, mașini, a doborât cablurile de alimentare și a spart geamurile caselor. Potrivit Serviciul Meteorologic al Cataluniei, citat de BBC, unele bucăți de grindină au atins în diametru chiar și 10 cm. Furtuna, deși foarte violentă, a durat doar 10 minute. Aceeași sursă spune că furtuna de marți-seară este cea mai puternică înregistrată în regiune în ultimii 20 de ani. Pompierii au primit 10 de apeluri de la oameni care au anunțat pagube mari cauzate de furtună. Majoritatea din orașul Bisbal de Emporta. O bucată de gheață a lovit un copil de un an și 8 luni care a fost dus la un spital din orașul Girona, dar a murit în scurt timp din cauza rănilor, a anunțat presa locală. Grindina a căzut doar 10 minute, dar au fost 10 minute de teroare, a declarat consilierul Carme Val pentru un post de radio local. Președintele Cataloniei, Per Aragones, a descris accidentul drept o tragedie, relatează Digi24.